Am probat mai multe soluții naturale împotriva fidelor și păduchilor, însă această soluție este singura care are un efect definitiv, eliminând majoritatea fidelor fără a folosi insecticide chimice și dăunătoare. Pentru a face cel mai bun insecticid natural cu spectru larg, avem nevoie doar de două ingrediente. Primul este uleiul de nem. Ce este uleiul de nem? Este un insecticid natural care elimină insectele și paraziții prezenți atât de pe legume cât și de pe pomii fructiferi și plantele ornamentale. Este un ulei extras la rece din semințele copacului nem, de origine indiană. Acesta blochează creșterea și dezvoltarea insectelor încă din stadiul de larve. Acționează prin ingestie și contact asupra insectelor adulte, reducându-le stimulul foamei. Nu este fitotoxic și este foarte eficient în eliminarea fidelor, musculițelor albe, păduchilor lânoși, ploșnițelor, acarienilor și multe altele. După cum știți, uleiul nu se amestecă cu apa. Așadar, aici intervine al doilea ingredient, care acționează ca și emulsionant. Săpunul de Marsilia. Săpunul de Marsilia este 100% biologic, produs din ingrediente naturale fără conservanți, parabeni și parfumuri. Este un săpun de potasiu, folosit în agricultura biologică, care poate fi folosit atât pe legume, cât și pe flori și pe pomi. Este foarte eficient în eliminarea mai multor dăunători, în principal împotriva fidelor, împotriva păianjenului roșu, ploșnițelor de pat, împotriva păduchilor lânoși, puricelui melifer al părului și musculițelor albe. Acesta acoperă corpul insectelor și le blochează căile respiratorii, împiedicându-le să respire. Săpunul de Marsilia acționează prin contact direct și nu rămâne pe plantă. De aceea nu afectează celelalte insecte bune, cum sunt polinizatorii. Săpunul de Marsilia poate funcționa și în anumite boli fungice, cum ar fi făinarea, mai ales dacă este combinat cu alte soluții naturale. Combinând astfel cele două ingrediente, săpunul de Marsilia cu uleiul de nem, realizăm cel mai puternic insecticid biologic existent. Doza pe care trebuie să o folosim este următoarea. La 1 litru de apă adăugăm 6-8 ml de ulei de nem și 4-6 ml de săpun de Marsilia lichid sau săpun potasic. Amestecăm totul foarte bine și punem soluția în pulverizator. După care putem stropi plantele și pomii noștri. Putem stropi cu această soluție atât seara cât și dimineața de vreme. Chiar dacă acest insecticid este foarte bun pentru majoritatea legumelor și pomilor, ca și în cazul bicarbonatului, recomand mereu să stropim doar o parte a plantei, iar a doua zi, dacă vedem că totul este ok, stropim întreaga plantă pentru a fi sigur că nu face nimic greșit. Dacă sunteți interesați să vedeți ce fungicid biologic cu spectru larg folosesc pentru a stropi toată grădina mea, dați click pe următorul videoclip. Iar dacă v-a plăcut acest videoclip și v-a fost de folos, nu uitați să distribuiți, să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să urmăriți pagina noastră de Facebook. Vă mulțumesc!